pacienții care vin cu astfel de probleme, de obicei vin prea târziu, ajung târziu la noastră sau vin repede atunci când pățesc cu astfel de problemă și, eu știu, sunt îngrijorați și vin să găsească rezolvare la dumneavoastră? Vin pentru că sunt îngrijorați și vor să găsească o rezolvare. În primul rând, sunt pacienți pe care îi vedem după ani de zile de consultații în diverse cabinete, orele sau prin medicul de familie. Sunt pacienți mici pe care urmărim de la vârste mici, a căror patologie evoluează spre forme de otite cronice pentru care trebuie să facem ceva chirurgical sau cel puțin urmărirea urechii sau protezarea auditivă în funcție de ce găsim la examenul clinic și imagistic. Îmi spuneați că totul se poate rezolva aici la OCH și vorbim mai întâi de partea de dinainte de intervenție, adică vorbim de partea asta de imagistică, de tot ce înseamnă investigații preliminare. Ce anume pot să faci aici la OCH, mai exact? Păi, în primul rând, consultația pacientului sub examen otomicroscopic, deci noi vedem urechile sub control microscopic, după care facem testarea auditivă a pacientului, iar imagistic tomografia de ureche, RMN-ul doar pentru anumite condiții clare, nu este examenul de bază, tomografia, da, pe toate putem să le facem aici. În cât timp poți să afli un rezultat de la aceste investigații? Destul de repede, 24 de ore avem rezultatul. Și asta înseamnă că imediat pacientul poate să și intre în operație, dacă e cazul? Depinde de cum se prezintă urechea pacientului, depinde de starea urechii și de patologia pe care o are urechea. Pentru că patologia atât de variată, o ureche poate să n-audă sau să curgă, dar în spatele acestei probleme poate să ascundă lucruri banale sau lucruri mult mai serioase. Nu întotdeauna este aceeași poveste. Ok. Și atunci când intră în operație, vorbim despre operație care, eu știu, cât durează? Spuneați ceva de câteva ore chiar poate să ajungă astfel de intervenție. Poate să fie o intervenție care să dureze o oră, oră jumate, cum e miringoplastia, adică atunci când refacem membrana timpanică, când o peticim, sau poate să dureze 4-5 ore atunci când facem, de exemplu, un colesteatom, când operăm un colesteatom, care e o altă formă de otită cronică și vrem să refacem lanțul de osișoare sau urechea medie și este o intervenție migăloasă care poate să ne ia 4-5 ore câteodată. Pacienții care vin cu astfel de probleme, în cât timp se pot reface după o astfel de intervenție? Noi nu vrem să spitalizăm prea mult pacientul pentru confortul lui. În principiu rămâne o noapte la spital, după care îl urmărim în ambulator. O noapte, maxim două, dar în principiu o noapte e suficient, după care urmărirea se face în ambulator, schimbarea pansamentului, scoaterea tamponelelor din ureche, a gelului pe care îl punem. Putem să le facem în condiții de ambulator și nu sub spitalizare, deci o noapte rămâne, două zile. Asta înseamnă că după aceea va mai veni probabil o dată sau de alte câteva ori pentru controle eventual? De minim două ori, depinde de intervenție. Pentru timpanoplastii minim două ori, pentru celelalte poate să vină de mai multe ori până când se epitelizează cavitatea, până când vedem că lucrurile au intrat în firescul pe care îl așteptăm de la intervenția respectivă. Ca și medic, cum vă ajută toate jucăriile astea, cu ghilimele fie spus, de la OCH? Aveți tehnică modernă, aveți, eu știu, tot ceea ce vă doriți aici, cum vă ajută, eu știu, vă scurtează timpul de operație, să știu, ajutați pacientul să-și revină mai repede, cum vă ajută toate acestea? Cu cât mai multe jucării, cu atât mai bine. Ne ajută să avem precizie, în primul rând, în actul medical, ne ajută să nu bușbuim, să știm că atunci când intrăm, avem de făcut câteva lucruri pe care le-am investigat anterior, imagistic sau clinic. Știm la ce să ne așteptăm intraoperator. Nu avem surprize, sau nu avem surprize mari în niciun caz. Atunci când avem imagistică la îndemână și un examen clinic minuțios, nu avem surprize și știm să ne pregătim lucrurile. S-a schimbat, eu știu, tehnica asta a schimbat modul în care se desfășoară aceste operații față de acum, eu știu, 30-40 de ani? Da, s-au schimbat destul de mult. Când am intrat în rezidențiat, mastoidectomiile se făcea, de exemplu, cu Dalta și ciocanul, cu pacientul vigil. Acum suntem într-un confort deosebit. Le facem cu freza, sub control microscopic și, în curând, sub control endoscopic. Pacientul, când ar trebui să vină sau când, eu știu, ca să nu fie prea târziu pentru el? V-am spus, patologia este extrem de variată. Deci când apare pierdere de auz sau când apare scurgerea auriculară care durează timp îndelungat, poate să fie de la o banală otită externă până la un colesteatom. Când apare sângerare la nivelul urechii, amețeală sau cefale, durere de cap. Acestea sunt simptomele pentru care pacientul ni se adresează în general. O toreie, deci curge urechea, nu aude, e amețit sau doare capul.